Ok, am curățat bine carterul, așa, am curățat masticul vechi, am dat din nou cu mastic și vom remonta carterul. Ok, vom remonta carterul. Partea de sus. Am curățat bine canalul de la piston, așa, ca să poată să intre segmentul nou cum trebuie. Punem segmentul nou. Ok, am fixat segmentul nou. Punem garnitura. O să dăm cu puțin mastic și aici, ca să fim siguri că setul este vechi și din cauza aceasta există posibilitatea să fie deformări, ușoare deformări. Și pentru a evita orice problemă, așa, vom da cu mastic și în partea aceasta. Ok, am pus garnitura, am dat cu puțin mastic și cilindru. Am uns bine pistonul și cilindru cu un ulei de amestec. Așa, segmentul este băgat. Acum vom introduce cilindru pe piston. Ok, gata. Am băgat și pistonul. Trecem cilindrul până jos. Ok, am băgat bine cilindru. O să învârtim o dată, să avem grijă să se învârtă ușor. Ok, totul în regulă. Așa, vom prinde cu cele patru prezoane. Ok, am strâns cele patru prezoane. Continuăm ansamblarea, punem eșapamentul, garnitura. Eșapamentul și două șuruburi de prindere. Ok, am pus eșapamentul, am pus motorul înapoi. Acum urmează carburatorul, garnitura. Așa. Carburatorul. Ok. Se prinde și accelerația. Așa. Și carcasa de la filtru de aer. Și furtunelul. Ok, am băgat furtunelul. Prindem cele două piulițe de fixare. Vom prinde demarorul așa cum este, pentru a putea să o testăm, și apoi prindem și carcasele. Ok, am strâns demarorul, îi vom pune bujia și vom încerca să o pornim. Ok, amorsăm pompița. Ok, tragem șocul. Da, e tot în regulă. Ok, vom lua și o compresie.
ochii. Accelerația să fie la maxim. Așa. Da, este foarte bună. Am schimbat decât segmentul și deja a crescut aproape la 5 compresia, deci este foarte bună.